Sediul PNL din apropierea Colegiului Ion Maiorescu a fost animat sâmbătă de prezența a 10 de copii veniți special pentru a se întâlni cu cel mai iubit bătrânel din lume. Deputatul Nicolae Florian împreună cu reprezentanți ai Partidului Național Liberal au fost cei care i-au spus moșului cât de cuminți au fost cei mici și l-au convins să treacă și pe la ei. În primul rând vă urăm bine ați venit și sărbătorile să le petreceți cu bucurii și colindețea să vă fie de folos. Ziceți copiii, îl așteptați pe moșu? Da! Astăzi e o zi de sărbătoare. Ca toată lumea, cu aceleași cuvinte, ca ceilalți vorbitori, nu e nicio diferență, gândurile sunt sincere. Urez tuturor un an plin de realizări, sărbători fericite, cu bine, cu speranță, cu optimism, pentru că este nevoie. Să dea Dumnezeu să fie bine în orașul nostru, în județul nostru, pentru că asta ne dorim cu toții. Dragi copii, cu toții și noi care suntem mai în vârstă, credem în moșu, cum credeți și voi. Ați fost cu minți, moșu o să vă dea câte o pungă. Eu aș dori să vă transmit sănătate, vouă personal, iar părinților și bunicilor care astăzi vă însoțesc, un călduros la mulți ani și la mulți bani. Multă sănătate vouă și celor dragi. Vă doresc să vă vină moșu mulți, mulți ani de aici înainte, să fiți sănătoși, să fiți ascultători, să ascultați părinții voștri, pe cei care vă conjoară și aveți mult respect unii față de alții. Vă doresc sărbători fericite, un an cu împliniri și la mulți ani! Punctual și generos, Moș Crăciun cu plete dalbe și-a făcut apariția mult așteptată, iar copiii au mers pe rând să-i recite poezii și să își primească darurile. Fiecare copilaș are în cer un îngeraș, îngeraș care îl păzește și de lele îl ferește. Vede îngerașul tău dacă tu ai făcut rău. Uite, iar te auzi cât de mult ai vorbit. Și acasă la mâncare făceai moftă-i voi mai tari. La hainele toate, toate, îți iau o împrăștiate. Îți ia și e supărat. De altă fetiță a plecat. Fiecare micuț a primit câte un cadou, moșul precizând că toate darurile le-a primit cu ajutorul deputatului Florian Nicolae, care a ținut tare mult să le împartă copiilor prin intermediul său. Ce ai primit? Păi, un pachet cu o pungă cu Joe, o pungă de bufuleț Star și nu mai văd. Mai multe dulciuri acolo? Da. Și ce îți place cel mai mult? Păi, bufuleții. Și ce îți place cel mai mult? Toate. Doreai să primești dulciuri de la Moș Crăciun? Da. Ce i-ai spus lui Moș Crăciun când ai fost la el? I-am cântat un cântec atunci. Ce cântec? Moș Crăciun cu plete dalbe. I-a plăcut? Da. Încântați de cadourile pe care le-au primit cei mici, se gândesc deja la cele pe care le vor găsi sub bradul de acasă în dimineața de Crăciun.